Aici am niște mărțișoare pentru doamne și pentru domnișoare. Sărămâinile. Stați un pic de tot să apuc și eu să facem cunoștință oficial. Unde Simona, îmi pare bine. Sărămâinile. Eu sunt Valentin. Bine ai venit. Cunoștință. Foarte, foarte bine v-am găsit și ăsta este scaunul pe care voi stau, da? Da, da. Stai să vedem. Are și spătar? Ăsta este al meu cu spătarul. Da, în regulă. Deci aici, da? Da. Te rog să-i loc fața înspre... Lângă mine, cu fața înspre camere. Așa. Că avem niște camere aici. Ce faci? În regulă, sărămâinile. Bună. Bună. Cum te simți la noi? A, bine, bine, senzație. A, din ce văd niște domniți acolo, să rămâne. O să mă obișnuiesc încet, încet cu... Hai să facem așa, a venit Valentin, o să-i vedem acum povestea și mai vorbim după aceea și o să ai ocazia să interacționezi și cu fetele, da? Excelent. Valentin a intrat în emisiune cu un zâmbet larg și cu alura unui om lipsit de griji. Salut! Mă numesc Valentin Andrieș, am 31 de ani. Ca meserie sunt mai multe lucruri, dar principal am licența în actorie, mai sunt și vlogger și sunt în echipa națională de cățărări a României. Sunt o persoană puțin diferită din fabrică. Nimeni bărbia însă că în spatele acestei atitudini degajate se ascunde o poveste pe care puțini o sesizează. Încep să apreciez cu adevărat un lucru atunci când nu îl mai ai. În momentul în care a fost descoperită problema, aveam vreo 7 anișori. Bănesc că asta a fost o lovitură gigantică pentru mama. Medicii au spus, doamnă, pregătiți-vă pentru că copilul dumneavoastră va ajunge complet nevăzător într-o zi. Mama a tot văzut că am diverse dificultăți în a mă orienta în întuneric în mod special. După aia, când a văzut că e o problemă un pic mai serioasă și că tot persistă, a zis să mă duc la medici. Și 21 de diagnostice mai târziu, am aflat și eu că este retinopatie pigmentară. Și este genetic, adică n-am cum să scap de ea. Acum, de exemplu, în acest moment al vieții mele, văd undeva între 2 și 10%. Până la 23 de ani, viața lui a decurs relativ normal, însă boala care îi afectează vederea a început să se agraveze pe zi ce trece. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să intru într-o gaură extraordinar de neagră, unde nu mai ieșeam cu prietenii, mă loveam de absolut toate lucrurile de pe stradă, când intram în cineva nici măcar nu mai îmi ceream scuze. Și a fost momentul în care am considerat că sunt un fel de ciudățenie a naturii, că eu nu știu ce caut pe lumea asta, că nu o să mă accepte nimeni așa cum sunt. Dar așa cum se întâmplă în viață, cineva, parcă trimis de soartă, a reușit să-l smulgă pe Valentin din depresia în care se afunda. După ceva ani de zile de luptă interioară, depresie, chestii neieșit din casă, a venit un prieten care mi-a devenit și instructor de dans, care mi-a spus că, Vali, atitudinea este totul. Nu contează cât de tare te lovește viața, contează cât de multe lovituri poți să încasezi și tot să mergi mai departe. Așa că, ca în orice relație de ură, am învățat să ne acceptăm unul pe altul. Însă nu doar acceptarea a fost o provocare, ci și nevoia de a reînvăța să privească viața pur și simplu altfel. A trebuit să învăț să merg din nou, practic. Am învățat să și gătesc pentru întuneric, să și mănânc pentru întuneric, am învățat să spui în pahar fără să dai pe jos, că la majoritatea oamenilor se uită. Eu am învățat să-l aud, să simt. Dar cea din tâi și cea mai mare luptă a lui Valentin a rămas cea cu el însuși. Să trebuiască să treci peste rușinea de a cere ajutor, ăsta e cel mai mare dezavantaj. Faptul că câteodată chiar depinzi de altcineva. Cu toate acestea, relațiile pe care le-a avut nu au fost afectate de această dizabilitate. N-am avut probleme. Mi-a cucerit o fată la lucrul ăsta cu vederea. Chiar și ultima relație. Fata mi-a spus, Vali, eu nu mă despart de tine din cauza problemei de vedere. Doamne ferește, ești super ok și super cool cu chestia asta. Iar cu timpul, Valentina a învățat că lipsa vederii nu face altceva decât să-i deschidă calea spre o percepție superioară. Un pic de tot îmi place statutul meu de nevăzător, pentru că filtrează din start anumite tipologii de fete. Atunci când ești cu cineva, îl simți și pe celălalt mult mai bine. Ba mai mult, dacă cineva ar veni cu vreun leac salvator, Valentin ar ști exact ce să-i răspundă. Eu să-i spun, stai puțin, amice, mulțumesc, mă bucur că există leacul, dar eu mai vreau să trăiesc puțin așa cum sunt. Sunt cumva hămesit, mi-e o sete, sunt așa foarte pus pe a descoperi cum pot eu să fac lucruri simple. Pentru că sunt niște lucruri dincolo de ochi, care vă scapă. Așadar, Valentin, un tip foarte cool, absolvent a două facultăți, un luptător.
Acum știți cum e, luptător și pentru că poate că a trebuit, poate că trebuie să muncească uneori de două ori mai mult decât o facem noi, nu? Puțin? Un pic. Nu foarte mult. Și știți care e frumusețea vieții? Frumusețea vieții este că noi toți suntem diferiți. Dar cu toate acestea, noi toți avem, ar trebui să avem șanse egale. Acesta este motivul pentru care Valentin este în acest show, pentru că el chiar crede că este șansa lui și vrea să lupte la fel ca toți ceilalți care sunt dincolo de cortina aceea verde, să cucerească, să cunoască o fată, să se îndrăgostească și, de ce nu, să se căsătorească. Am spus greșit? Ăsta este scopul, Simona. Îți dorești mult o familie? În principiu, îmi doresc foarte mult acea poveste pe care, cum am spus la un moment dat și într-un interviu, câteodată ai una într-o mie șanse să găsești acel adevăr, acel lucru care chiar, nu știu, e dincolo de cuvinte. Ceva, universul îți spune, acum e momentul. Și de când am intrat în această emisiune, universul mi-a tot spus, acum e momentul. Cine sunt eu să mă cert cu universul? Da, apropo de asta, cum ai luat o hotărâre să vii la Mireasa? Cred că există un moment în viața fiecărui tânăr în care te hotărăști că trebuie să treci la pasul următor. Am fost ok să fiu copil o perioadă și să aibă grijă mama de mine și prietenii, dar acum vreau să trec și eu la nivelul în care eu să am grijă de cineva. Și familia este cea mai tare provocare. Mama este asistent medical, este motivul pentru care nu a putut să vină în emisiune, însă îl însoțește doamna Ioana, care îl cunoaște foarte bine. Unde sunteți, doamna Ioana? Acolo. Aici. Și va fi în acest show cu sufletul alături de Valentin și o să-l susțină în fiecare clip a participării sale aici. Apropo, el deja e pe picioarele lui de multă vreme. Locuiești singur, înțeleg. Da. De ceva timp încoace, părinții mei și fratele meu cu logonica lui s-au mutat undeva la o casă. Uh-huh. Și iar eu stau singur într-un apartament cu 3 camere și aș că vrea să-l umplu. Păi normal. Dar unde-i Bridey? Bridey pentru moment este încă niște analize. Este cățelușa lui Bridey. Bridey este cățelușa mea de asistență. Eu, ca să mă pot deplasa, folosesc bastonul, dar în principiu este mult mai în regulă pentru mine să folosesc un cățel de asistență. Și ai încredere în ea 100%? Suntem de fapt parte din sufletul unul altuia. Uh-huh. E cam cea mai lungă relație cu o femeie pe care am avut-o. Auzi, dar mă gândesc că poate e un semn că ea se numește Bridey și că tu ai venit în show-ul Mireasa. Iar în engleză, ca să traducem, Bridey înseamnă Miresuca. Miresica, da, Miresica. Uite, Miresica. Câte miresici avem aici, viitoare miresici. Da, așa că am una, o aștept pe cea reală.